După un an școlar plin cu teme și evaluări, a venit și mult așteptata vacanță mare. Ce vor face însă elevii în vacanță, cum își vor petrece timpul liber, este pentru mulți părinți o adevărată dilemă. Cu majoritatea părinților lucrează și nu dispun de un concediu de 2 luni, de cele mai multe ori atunci când există, bunicii par să fie soluția clasică. De asemenea, în funcție de posibilități, părinții încearcă să petreacă măcar o săptămână de concediu cu juniorii familiei. Pentru elevii, vacanța nu ar trebui să însemne opusul la tot ceea ce s-a întâmplat pe timpul școlii, ci dimpotrivă, acum au ocazia să se bucure și să facă cu plăcere multe lucruri pentru care nu au avut timp pe perioada școlii. Cei mai mulți părinți își duc copiii la bunici sau îi lasă singuri acasă dacă sunt ceva mai mari. Majoritatea părinților își planifică un concediu de vară pentru a merge fie și pentru o săptămână la mare sau la munte, după preferință. Să îi țin acasă, el e mare, duc și la bunici. Aveți ceva opțiuni pentru petrecerea vacanței? Nu, la bunici și acasă atât pentru ei. Și probabil mergem și la mare o săptămână când ia tati concediu. Plecăm la munte, că eu sunt de acolo, de pe Valea Riașului, o zonă frumoasă, în județul Cluj, la alți bunici. Așa? Și totuși 2 luni. Avem timp. Mergem în stațiune, pe la Băile Felix un pic. Mergem la gimnastică de la 10 la 11 jumate, mergem la bazin, pe urmă venim acasă să odihnești o jumătate de oră, pe urmă ne luăm la plimbare în parc și oricum de calculator nu prea. Activitățile propuse de părinți este bine să corespundă și dorinței copilului de a participa, să-i facă plăcere, să nu fie confundate cu o continuare a grădiniței sau a școlii, ci să aibă un specific distractiv, relaxant și plăcut. Ne vom duce la plajă, ne vom juca, ne vom bate cu pistole, cu apă. Calculator, televizor? Și ne jucăm pe calculator. Să înțeleg că vei sta acasă sau mergi și în alte localități? Merg și în altele. Ca de exemplu? București, voi merge... Mergi la țară, la plajă. La țară mergi la bunici? Da. Așa, și altceva ce mai faci? Păi, mă joc câteodată pe calculator. Păi mai mă voi duce la Berchești, mă joc cu cățeluși și de acolo. Așa? Mă voi duce la munte, pe afară în fața blocului și cam atât. Părinții cu joburi solicitante, dar cu posibilități materiale, pot evita ca odraslele lor să nu stea țintuite ore în șir în fața calculatorului dacă îi trimit în tabără, la un program after school, o școală de vară sau ateliere de creativitate. Un moment important din vacanță este pentru copil cel petrecut împreună cu părinții. Indiferent de locul ales sau de durata sejurului pentru copii, ceea ce contează este timpul petrecut în familie.